orice prilej care mi s-ar oferi de a vorbi despre Ștefan Iordache pentru mine un prilej fericit, pentru că, dincolo de faptul că eu am fost printre cei care au declarat ritos că în timpul vieții lui a fost cel mai mare actor de teatru și film în teatru românesc și în film românesc, și din păcate trecerea lui în neființă, petrecându-se foarte repede, s-a confirmat cu dragoste și fără niciun fel de invidie această convingere, care a pătruns în cercurile cele mai largi ale iubitorilor teatru și film, că ei a fost și că era atunci cel mai mare, da, el era. Trebuie să vă spun că într-o carieră de cronicar de teatru de 3 decenii, de director de teatru de aproape 2 decenii, nu am întâlnit un actor care să aibă conștiința profesiunii lui cu atâta fervoare, cu atâta devotament, cu atâta credință aproape religioasă cu care sluja scena de scândură, în primul rând, și firește și filmul apoi, Ștefan Iordache. El a făcut din viața lui cum să spun, viața unui slujitor al unui altar. Scena era un altar pentru el. Avea un respect al scenii de scândură, al ridicării cortinei la ora fixă. Totul ținea de un ritual religios pe care el îl servea cu un devotament extraordinar. Omul ăsta care era în stare să stea 3 zile în casă nemișcat, să nu mănânce, să nu vorbească cu nimeni, nici cu soția lui, pentru că avea spectacol, să zicem, în Richard al III-lea, un spectacol care dura 5 ore, pentru că aia adusese salvarea pregătită și de 2 sau de 3 ore în timpul spectacolului puneam masca cu oxigen ca să-l refrișem, și în care se bea 3-4 kilograme. Vă spun, nu am văzut un actor până la el. Am văzut actori devotați scene, care și-au iubit meseria, care au slujit-o, dar cu această credință, cu ochi păgâni, o iubea, cum spunea Eminescu, și plin de suferință a iubit scena. Trebuie să vă spun însă că în biografia lui era fiul unor oameni modești dintr-un sat de lângă Dunăre, din orașul cu asta e muzica ce îmi place, cum spunea Carol I. Exista un personaj, fratele tatălui lui, unchiul lui, care era mai mare ca el. Era un țărat din sat și acolo am descoperit pe cineva mai mare ca el. Și el îmi spunea, nașule, că îi fusesem naș la pentru căsătoria de 25 de ani, nașule, ai dreptate, ăsta e cel mai mare, mi-e și frică de el. Vreau să vă spun că era în lumea aceasta din care venea el și la el s-a dus așa ca într-un crin, așa, seva comediei populare, comediei adevărate, mustoase, puternice, dar și lucide, pentru că el era capabil și de ironia cea mai fină, și de satira cea mai teribilă, și de zbuciumul dostoevskian, aș putea spune. Mare actor și mare combustie spirituală și un actor foarte citit. Foarte citit. Pentru el un rol era o șansă în plus de a mai face un curs universitar într-un domeniu sau altul din care izbora și rolul de mare cultural. Un actor care a citit, un actor shakespearian care citise enorm și de care Purcărete s-a folosit cu o inteligență drăcească și cu talentul lui mare de regizor. Iordache a oferit și lui în spectacolele shakespeariene șansa de a pune în valoare un univers cultural interpretat cu mijloacele gândirii, filozofiei moderne.
Iordache era un om și un om capabil să facă și comedie și tragedie și dramă. Mi-l amintesc în Maestru și Margareta cu Valeria Seciu. A fost unul cele mai frumoase cupluri. Ce să vă spun? Cine a văzut spectacolul ăsta? Nu trebuie să mă laud eu cu el, cu spectacolul ăsta, că l-am promovat la teatru, am muncit pentru el, m-am zbătut și eu pentru el. Că aici Cătălina a fost nemaipomenită de Cătălina Budeanu, pe care o consider încă și astăzi cel mai important regizor român, cu deschiderea cea mai mare, cu rigoarea cea mai mare, cu fantezia cea mai bogată, cu poezia cea mai bogată, cu rafinamentul feminin pe care l-a pus în atâtea spectacole. În acest spectacol, Maestru și Margareta, el și Valeria Seciu au fost un cuplu extraordinar. Am fost și foarte mândru că în volumul 2 din trilogia Dragostea și Revoluția pe copertă, cei care plătesc cu viața pe copertă, să pun poza lor din Maestru și Margareta. Așa erau ei, ăștia erau atât de frumoși în Maestru și Margareta, atât de proaspeți, atât de calzi, atât de fascinanți, de parfumați, așa arătau. Ei, Iordache a fost teribil tonă. La fel a jucat în Cerul Înstelat o piesă a Ecaterina Oproiu, tot cu Valeria Seciu, un spectacol modern, de un rafinament așa occidental, de o poezie, cum să vă spun eu așa, de tip teatrul ăsta existențialist bun de tot, în care Ecaterina Oproiu cred că a scris cea mai frumoasă piesă a ei, și ei erau fascinanți. Un actor care avea parfum, care avea legendă. El în timpul vieții își făcuse legendă. Adică să crease o legendă a actorului Ștefan Iordache. Era un actor adevărat, un personaj adevărat și în același timp pe scenă era intangibil, ca și când făcea parte din altă lume decât între noastră. Atât era de pun în rol, atât era de adevărat în rol, încât, cum să spun, creația lui era mai puternică, dacă ar fi jucat cineva perfect rolul lui, era mai puternică decât viața, creația lui. Așa mi se părea mie. Și așa a fost. Trebuie să vă spun însă că acest actor iubea viața. Întâi a fost o mare iubire între el și soția lui. Era atât de frumoasă, atât de subțire ca o noia, atât de fragedă și în același joc, cu o vivacitate teribilă, cu un neastâmpăr oltenesc extraordinar, cu o forță așa, de o clocotea așa, și mă uitam așa cât îl putea iubi, și l-a iubit ea extraordinar, absolut, tot timpul. S-a devotat lui și cred că și din cauza asta n-am putut să trăiască mai mult. Au fost foarte legați între ei. A fost o poveste care ar merita reamintită generațiilor tinere care se joacă de căsătoria și de iubire. Turul ăsta, care a putut să facă atâtea roluri de îndrăgostit, și-a jucat foarte cinstit rolul lui de soț. Era atât de împătimit de identitatea națională și de spirit. Era credincios, își dorea un copil. Și-a dorit un copil, teribil și-a dorit. Poate mai mult decât Mihaela, care vrea sigur să fie devotată ideii lui și din acest punct de vedere credinței lui. Tor în teatru a fost modern. Avea un mod special de a mulțumi publicului, cu demnitate, cu distanță, dar cu mare respect. Știa să se bucure de bucuria publicului și asta e foarte important pentru un actor. El nu era un actor care primește indicații și le execută devotat. El conlucra cu... El participa la procesul regizoral. Poate că n-a fost totdeauna comod din acest punct de vedere pentru orgoliul unui regizor, dar n-a fost spectacol în care el să nu fie parte și în concepția spectacolului. Și asta trebuie spus, oricât s-ar supăra prietenii mei regizori, că n-a fost și la Teatru Mic și la Purcăret și peste tot, a fost un dialogant pentru regizor și foarte îndărătnic când aș susține punctul de vedere, să trebuie să o spun și pe asta, pentru că era încăpățânat și avea dreptate.
se dovedea că are dreptate. Mare actor. Mare actor și mare om. Și frumos. Dintre actorii frumoși. Dintre actorii care, vă spun, și-au făcut legendă din timpul vieții.